În data de 19 mai, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, în colaborare cu reprezentanții unei societăți de distribuție a energiei electrice și jandarmi, au organizat în Comuna Dragalina o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor de sustragere a energiei electrice. Astfel au fost verificate 19 locuințe și depistate 6 persoane care ar fi folosit instalații clandestine în scopul racordării directe la rețeaua de energie electrică. Pe numele celor în cauză au fost întocmite dosare penale.